Salutare, salutare! Ce faceți, dragilor? M-am gândit ca pentru astăzi să discutăm puțin despre reguli de etichetă la plajă. Da, în mod surprinzător, cine ar zice că la plajă este nevoie de reguli de etichetă? Ei bine, este nevoie de reguli de etichetă și eu credeam că sunt niște lucruri așa de la sine înțeles și pe care oamenii le respectă din bun simț, căci până la urma urmei regulile astea de etichetă sunt niște reguli de bun simț pe care să le urmăm ca să conviețuim frumos unii în jurul celorlalți și să ne înțelegem și să ne fie tuturor bine, nu doar individual așa. Dar se pare că nu. Se pare că nu și cu ocazia asta vă invit și pe voi să-mi spuneți ce alte reguli de etichetă credeți că ar trebui impuse sau pe care oamenii ar trebui să le aibă în vedere și care ar trebui să fie mai în atenție, așa, publicului, poate mi-au scăpat câteva. Și ideea acestui clip a plecat de la lucruri pe care le-am văzut eu la mare, culmea ironiei, eu nemergând în România la mare, dar văzând foarte mulți români, da. Acum nu săriți, nu dați cu pietre, că știu că nu doar românii au tendința să încalce regulile astea de bun simț și de etichetă la mare, dar este surprinzător cum românii, mai ales când se văd printre români, au tendința să facă chestia asta în străinătate. Dar nu numai, adică asta nu este o chestie strict valabilă numai pentru români. Repet, am văzut multe chestii și în egală măsură am mai auzit și alte persoane plângându-se de aceleași lucruri sau de lucruri similare și zic, hei, poate n-ar strica un astfel de clip. Și o să începem cu unul dintre cele mai grave din punctul meu de vedere și este unul dintre cele mai scârboase lucruri pe care le poți face, și anume să fumezi și mai ales să fumezi în jurul copiilor. Acum, eu înțeleg că sunt oameni care au viciul ăsta sau sunt oameni care au pasiunea asta, că pentru unii este, nu este un viciu, este o pasiune și pot să înțeleg aspectul ăsta. Și poți să înțeleg că ești în aer liber și că teoretic ți se permite, dar este o chestie de bun simț să încerci în principal printre copii să nu fumezi, mai ales că la mare sunt foarte mulți copii micuți, dacă ați observat, da? Ne sunt la o parte adolescenții și restul populației, dar sunt foarte mulți copii micuți. Este foarte scârbos să fumezi, în general, din punctul meu de vedere, și în al doilea rând să fumezi pe lângă copii. Copiii ăia care s-au dus acolo poate stau la bloc, poate ei nu au acces la locuri din astea ample, cu spații ample, unde să se joace, unde să burde, să alerge, și tu vii și le baci fumul ăla de țigară, că tu vrei să te simți bine. Ok, înțeleg că vrei să te simți bine, dar asta nu înseamnă că copilul ăla este obligat să-ți înghită ție noxele pe care le emiți și tu și țigara ta. Și în al doilea rând, mi se pare la fel de valabil și pentru ceilalți oameni. Sunt oameni care poate au 4 zile de concediu pe anul ăla și vor să se ducă să le petreacă în liniște la mare. De ce vrei tu neapărat să-l intoxici cu fumul tău? Nu spun să nu fumezi dacă ești la mare, nu asta spun, ci spun că trebuie să găsești un loc retras sau să vă adunați voi fumători, să stați în colțul vostru și să-i lăsați pe ceilalți în pace. Asta vă spun din experiență, este extrem de neplăcut să te duci într-un loc în care vrei să te relaxezi și să simți fumul de țigară al altuia. Când nu ești fumător, este extrem de neplăcut și este extrem de scârbos. Pentru mine, cel puțin, este unul dintre cele mai scârboase lucruri să simt fumul de țigară al altuia când vreau să respir. Și pe stradă când merg, mi se pare înfiorător să merg în spatele cuiva care fumează. Da? Dar să zicem că aia este o situație pe care nu pot să o controlez neapărat. Adică mai mult decât să trec pe partea de alta străzii sau să-l depășesc pe omul ăla, nu am ce să fac. Dar la mare, când mă duc la mare, mi-am luat un șezlong, vreau să stau pe plajă, vreau să stau liniștită. De ce să trebuiască să fiu obligată să-ți respiri eu fumul de țigare? Again, nu spun că nu trebuie fumat la mare, pe plajă, dar încearcă să faci cumva astfel încât să ai un pic de respect, că asta denotă respect față de ceilalți, și să te retragi într-o zonă în care sunteți numai voi fumătorii sau în care fumul nu ajunge la copii și la ceilalți oameni. Uită-te din ce direcție bate vântul. Ai un pic de grijă de aspectul ăsta, pentru că până la urma urmei, toți vrem să ne simțim bine. Eu înțeleg că și cei care fumează vor să se simtă bine și înțeleg aspectul ăsta și înțeleg că de-aia s-au dus acolo,
Dar bănuiesc că se poate face cumva ca acest mic inconvenient al tău să nu-i sâcâie pe ceilalți. Apoi, un alt pet peeve de-al meu personal, dar l-am auzit și la alții și înțeleg de ce, este vorbitul foarte tare. Și exemplu foarte simplu, acum când am fost la mare, era o doamnă cu doi copilași, unul dintre ei foarte micuț, îl ținea tatăl în brațe, s-a dus tatăl cu cel mai mare și cu copilașul micuț să se joace prin apă, să se bălăcească, nu știu ce, și mama a început să vorbească cu o altă doamnă care s-a băgat în seamă, ea s-a băgat în seamă, erau români, again, n-am fost în România, dar erau români și s-a băgat în seamă cu mămica asta și a început, fiind la distanță foarte mare, fiind un rând de șezlonguri între ele, s-a băgat în seamă și a început să o întrebe de copil, de nu știu ce, dar nu mai face altul, când o să vină al treilea, o să vezi cum o să fie, că nu știu ce, și dădea indicații și spunea ce să facă și nu știu ce și nu știu cum. Și pe lângă faptul că odată mi-a atras atenția discuția, da, și tonul pe care îi spunea când o să-l faci pe al treilea, de parcă femeia respectivă era obligată să-l facă pe al treilea, știți? Și chiar i-am sesizat cumva disconfortul mamei, care era așa cumva obligată să-i reteze vorba, știți? Și era obligată să-i reteze cumva discursul, spunându-i, păi nu, nu mai vreau să-l fac pe al treilea. Știți? De ce trebuie? Unu, lăsăm la o parte că este extrem de nepoliticos să intri în discuțiile astea, dar în al doilea rând, de ce trebuie să ai genul ăsta de discursuri și în al patrulea rând, de ce trebuie să asist eu la treaba asta? Că eu m-am dus la mare pentru altceva. Nu m-am dus la mare ca să asist la conversațiile astea. Și urlatul ăsta pe plajă și vorbitul. Acum, eu înțeleg că copiii sunt copii și copiii urlă și țipă și se descarcă și este ok și n-am nicio treabă cu chestia asta. Dacă nu-mi plac, uite, de exemplu, dacă mie nu-mi plac copiii și nu-mi place să-i aud urlând, mă duc într-o zonă în care nu sunt atât de mulți copii, da? Fac chestia asta conștient. Nu mă duc la copii să le spun tăceți din gură. E, dar în schimb, adulții pot să controleze chestia asta. Și iarăși le revin la același exemplu. Băi, sunt oameni care au numai câteva zile de concediu pe an și vor să profite și poate pentru ei este important să stea în liniște și pentru ei asta este important, să se ducă acolo, să se relaxeze, să audă marea, pescărușii și poate, na, să mai audă așa câte o altă chestie, un vaporaj sau ceva. Dar nu are de ce să asiste la conversații. Și mai ales când ieși din străinătate, este extrem de neplăcut. Nu știu dacă ați sesizat treaba asta când ieși din străinătate, pentru că fiind limba ta, îți atrage atenția. Și chiar dacă nu vrei să te concentrezi, că eu, credeți-mă, nu, chiar nu-mi doream să mă concentrez pe discuția dintre cele două doamne și mai ales o discuție legată de copii, chiar nu mă interesa. Dar fiind în străinătate și cu precădere auzind limbi străine pe lângă mine, mi-a atras atenția conversația aia, fiind în limba mea, da, natală. Și este extrem de neplăcut să-i introduci și pe alții. Eu știu că mulți oameni nu sunt conștienți de treaba asta și nu înțeleg că, a, păi ce treabă au ei, că suntem în străinătate. Da, dar sunt și alții pe lângă tine care s-ar putea să te înțeleagă și care nu vor să asiste pur și simplu la discuțiile tale. Deci, încercați să vă rețineți conversațiile în jurul șezlongului vostru, să le rețineți, să le țineți la un volum cât mai mic, să le țineți pentru voi, pentru că bănuiesc că nici vouă nu v-ar plăcea să vină cineva să vă urle în cap. Iar așa am văzut tineri, adolescenți, care, iarăși, le lipsește partea asta de formare pe educație, pe bun simț, așa, și urlau, s-adunaseră vreo 8-9 lângă un șezlong și toți urlau în jurul șezlongului respectiv și cam toată plaja, cam toată porțiunea aia de plajă unde eram eu era deranjată, ăștia nu erau români, thankfully, așa, dar cam toată plaja aia era deranjată, știți, pentru că cam toți însă începuseră să se uite la ei și la un moment dat s-au potolit, cred că le-a și atras atenția cineva, n-am fost chiar pe fază, dar la un moment dat s-au potolit pentru că deveniseră mult prea agitați. Eu înțeleg că sunt în verbă, sunt tineri și le place și vor să fie agitați, dar caută zone în care să poți face chestia asta. Nu te duce într-o zonă în care este liniște, nu este nici muzică, că iarăși un indicator foarte important al faptului că oamenii caută liniște este că nu e muzică pe plajă. Și următorul punct este iarăși ăsta cu nu pune muzică în boxe, pe telefon, pe nu știu ce. Nu se pune muzică la plajă. Dacă nu există deja muzică pusă, nu știu, este o plajă din asta în care este zgomot și agitație, cum în special sunt la noi,
sau, mă rog, în alte părți, dacă nu e genul ăla de plajă, înseamnă că oamenii se duc pentru liniște și să asculte marea efectiv. De ce vii tu să-mi pui muzică? Dacă vrei să asculți muzică pentru că nu-ți place un sunetul mării, pune-ți căști. Ai opțiunea de a-ți pune căști. Și asculți muzică, ți asculți muzica ta fără nicio problemă. Acum sunt căștile astea care se pot conecta mai multe la un singur dispozitiv și ascultați 4-5 acolo și dați din cap, bățâiți 4 fără nicio problemă toți. Dar nu e celălalt care a venit să se relaxeze, nu este obligat să-ți asculte muzica. Nu mai intrăm în detaliile că poate nu-i place muzica ta, poate nu-i place ce asculți tu. Nu e ok. Adică înțeleg că unora le place să se distreze pe muzică, unora le place să le bubuie muzica în cap, unii vor să anuleze zgomotul de valuri. Ok, înțeleg aspectul ăsta, dar du-te în zonele alea în care se întâmplă treaba asta. Alegeți o plajă din aia unde se întâmplă treaba asta. Nu încerca să vii la mine, dacă eu vezi că am căutat liniște, să vii să-mi strici mie liniștea sau altora ca mine. Și un alt aspect legat de ăsta cu statul la plajă și cu statul la pe șezlong în mod special sau, mă rog, cu statul la soare. Ceva ce mi-a atras atenția și cumva mi s-a părut foarte bizară treaba asta, pentru că n-am văzut-o, până anul ăsta n-am văzut-o și mi s-a părut bizară și chiar să-mi spuneți dacă voi ați văzut genul ăsta de situație sau sunt eu paranoică. Era cineva care, mă rog, s-a dat cu toate loțiunile, cremele, toate cele, ceea ce pot să înțeleg și eu fac la fel și e firesc și e chiar indicat să te dai cu cremă de protecție solară, mai ales dacă stai mult la plajă, nu e nicio problemă, alea au parfum, miros, trec peste, dar ce mi s-a părut bizar și mi s-a părut un mare semn de nu, asta nu se face, este că a început, a luat un parfum, nu știu dacă era parfum de corp sau era într-o sticluță ceva mai înalt în orice caz, și a început să spreieze prin jurul ei, să spreieze șlezlongul, să spreieze aia, umbreluța, să spreieze toate cele, prosoapele toate cele, cumva să facă un nor de parfum în jurul ei, numai că norul ăla de parfum a început să se acapareze cam toate șezlongurile din jurul persoanei ăsteia și mi se părea foarte ciudată treaba asta, mi s-a părut foarte ciudată, de ce trebuie să mă intoxici cu parfumul tău? Poate sunt alergică, poate nu-mi place, poate că mie chiar îmi place mirosul de mare, te-ai gândit la treaba asta? Ok, înțeleg că persoana asta poate a făcut treaba asta fiindcă nu-i plăcea mirosul de mare, dar de ce mai vii la mare? Ăsta e riscul când te duci la mare, adică când te duci la mare, miroase amare, că na, ce să faci? Sau du-te într-o zonă în care mirosul ăla de alge sau de ce ți se pare ție că miroase, du-te într-o zonă în care nu miroase atât de puternic. Fă research, caută și du-te într-o zonă din asta. Dar nu încercați să intoxicați pe ceilalți, Doamne ferește, cu parfumurile voastre. Nu e cool, nu e interesant, nu mă interesează că e parfum scump, că miroase bine, că nu e treaba mea să-ți miros parfumul. Nu, nu mă interesează să-ți miros parfumul, că nu de-aia m-am dus acolo. Iarăși, scopul pentru care mergem cu toții la mare, nu cred că este ăsta, de a mirosi parfumurile și alte chestii a celorlalți, da? V-am zis, înțeleg ideea de loțiuni, creme și așa mai departe, care au și alea parfumuri și miros și nu știu ce, dar de aici până la începe să faci un val așa mare de parfum în jurul tău și chestia este că după vreo jumătate de oră, o oră a mai dat, adică nu s-a oprit doar o dată la treaba asta, că de asta mi-a atras atenția, că prima dată am zis, miroase de la creme, ok, nu e nicio problemă. Dacă mirosul a început să se intensifice și cu toate că era, bătea vântul, nu trecea deloc, zic, mă, ceva e în regulă și atunci am trebuit să o urmăresc și am văzut că persoana asta tot dădea cu parfum. Și nu înțeleg, adică nu de unde, de ce, de care e logica din spatele comportamentului ăstuia, că nu-l văd, adică nu-ți place mirosul de mare, de ce mai vii? Că nu scap de el la mare, adică nu știu cum să vă zic, dar la mare nu prea scăpați de miros de mare, dacă reușiți să scape cineva care era la mare de miros de mare, da. Poate te obișnuiești cu el și nu mai e atât de pregnant, asta e altceva, dar în niciun caz nu scap de mirosul de mare dacă ești la mare. Un alt aspect care mie mi se pare no-brainer, adică nu înțeleg de ce îl fac oamenii și mi se pare puțin grețos, este și în special la bărbați se întâmplă treaba asta, la femei n-am văzut, recunosc, n-am văzut femei făcând treaba asta și probabil dacă a făcut-o vreuna a făcut-o din... nu știu, a făcut-o cumva când nu era multă lume pe plajă și din inerția situației, dar în ceea ce privește
bărbații am văzut destul de mulți făcând treaba asta, și anume că în loc să-și iau un costum de baie, care la ei știți că e foarte complex costumul de baie, dar n-avem ce să spunem, se duceau în lenjerie, în chiloți, practic, în boxerii lor, care se vedea, că știi care e diferența între boxerii normali și boxerii de mers la plajă. E o imagine pe care nu mi-o doresc să o văd, de o regulă, că mai ales când ești din mare, știți? Și mai ales dacă am șansa să fiu pe primul șezlong, pe primul rând de șezlonguri. Dar nu prea-mi doresc să văd chestia asta și nu înțeleg de ce fac oamenii treaba asta și nu înțeleg de unde atâta indolență, că asta nu-mi indică decât indolență din partea ăstora, adică nu ești capabil să te duci să iei un short de 20, 30, 40 de lei ca să intri mare, să fii și tu om normal, trebuie neapărat să te duci în chiloți. Ca să nu mai punem la socoteală că sunt mulți copii pe lângă tine. La mare. Da? Că, again, copiilor le place la mare și de aia se duc la mare. Și cum să ieși din mare să se uite copii de 10-11 ani la tine și să ți se vadă toate cele prin... Că oricât ar fi chiloții de bine lucrați, când se udă, se lipesc. Să nu ne ascundem după degete. Deci de-aia să lipesc, că de-aia sunt chiloți. Na, și de-aia nu te duci în chiloți la mare. Adică e un principiu clasic. Și am văzut chiar mai multe persoane, mai mulți bărbați. Again, la bărbați am văzut treaba asta. De femei am auzit care s-au dus și au făcut în lenjerie intimă, așa, dar v-am zis, a fost o chestie de situație că nu era nimeni și voiau să facă baie și am auzit, n-am văzut. Dar nu era nimeni pe plajă, au făcut-o în contextul ăsta. Dar la bărbați am văzut bărbați care au intrat, au avut nicio treabă, s-au dezbrăcat, s-au lăsat hainele pe plajă și au plecat. Și când au ieșit, nu, chiar nu vrem să vedem așa ceva și mai ales în prezența copiilor. Nu, asta e nu. Punct. Fără discuții. Nu. Și cumva un subiect relativ conex cu treaba asta ar fi moda asta, costumelor de baie infime. Alea, știți, mai ales și la femei și la bărbați, dar cu precădere la femei aici. Costumele alea de baie care sunt atâtica, adică pe un sân din ăla foarte mare și foarte umflat, ai un triunghiuleț atâtica, așa, micuț, 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 micuț. Și jos, la fel, ai un triunghiuleț micuț care se ține în două sfori. Problema mea cu genul ăsta de îmbrăcat la plajă nu e că te îmbraci așa, n-ai decât, din partea mea îmbracă-te cum vrei tu, dar problema mea e când te îmbraci așa în fața copiilor. Adică dacă vrei să te îmbraci așa și vrei să te admire lumea și vrei să se uite bărbații după tine, du-te într-o zonă în care nu-s copii. Eu înțeleg că pornografia asta pe internet, pornografia asta mascată, mai mult sau mai puțin mascată, este foarte populară în ziua de astăzi și că oamenii sunt foarte relaxați în privința multor lucruri, dar hai să nu îi punem pe copii în situația de a vedea niște lucruri înainte de vreme, știți? Mie mi se pare puțin așa. Adică nu zic să nu te duci într-un bikini brazilian la mare sau în tanga sau așa, dar bă, lucrurile alea totuși acoperă părțile esențiale, știți? Dar când ai niște chestii minuscule așa, care dacă bate puțin vântul sau a bătut un val mai tare, ți-a zburat de pe tine, mie mi se pare o chestie puțin care duce în zona de pornografie. Și iarăși pozatul ăla la șciv și statul ăla senzual. Băi, nu faceți chestiile astea în fața copiilor. În privat, pe plaje din astea separate, unde n-au voie copii. Că sunt și plaje unde n-au voie neapărat copiii sau sunt foarte puțini copii. Faceți, mamă, ce vreți voi. N-aveți decât să stați și dezbrăcați. Nu e nicio problemă. Dar în fața copiilor, când vedeți că sunt plaje unde sunt aglomerate de copii, băi, un pic de decență n-ar strica. Adică... De ce trebuie să supui copilul ăla la imaginea asta ta? Ok, poate el acum nu înțelege nimic, poate are 5 ani și nu pricepe care-i treaba cu tanti de stă cu lucrurile pe afară. Nu e nicio problemă, dar poate îi rămâne imaginea aia în cap și mai târziu cine știe cu ce o asociază sau cum îl traumatizează. De ce trebuie să grăbim maturizarea asta și în special maturizarea sexuală a copiilor? Mai ales într-o eră în care se vorbește foarte mult despre abuzul copiilor și așa mai departe. De ce să ne ducem în zona aia? Adică mi se pare o chestie de bun simț, de respect, de, nu știu, de etichetă. De ce vreți voi? Legați-o cu absolut orice în sfera de bun simț.
Again, tu ca adult n-ai decât să faci ce vrei. Nu mă interesează. Fă ce vrei, fă ce te taie capul. Dar nu în fața copiilor. La fel și în cazul bărbaților. Băi, multe bărbați ăștia când îi vezi că sunt cât șifonierul, efectiv sunt cât șifonierul al meu din spate, și-și iau cât un slip din ăla de crapă pe ei. Și când ies din mare, vă dați seama ce se întâmplă cu toată situația aia. Și stau în fața unor fetițe de 10-12 ani. Băi, oamenii ăștia nu sunt normali. Eu iarăși mi-aș pune foarte multe probleme în privința lor. Din punctul meu de vedere, copiii sunt off-limits. Adică, în ceea ce privește copiii, nu este un subiect pe care să-l negociem. Nu. Din punctul meu de vedere, vorbit urât în fața copiilor, fumatul, băutul de alcool, expunerea de nuditate în fața copiilor, astea sunt chestii foarte grave pe care eu nu le permit. Știți foarte bine, eu n-am copii și nici nu am o atracție deosebită față de copii. Ba, sunt unii care chiar mă enervează că sunt prea răzgâiați și nu sunt controlați de părinți, dar asta e iarăși treaba lor. Nu o să mă duc nici să-i atrag atenția, nu o să mă duc nici să-i fac eu educație copilului și, ba, mai mult de atât, o să am grijă, dacă e pe lângă mine, să-mi controlez comportamentul. Pentru că nu vreau ca copilul ăla să vadă ceva, că celălalt putea marca la mine, da? Nici nu vorbesc urât, nici nu încerc să nu beau alcool în fața lui, nici nu mă expun în fața lui într-un mod indecent, da? Deci astea sunt niște subiecte, iarăși, de bun simț, pe care eu credeam că lumea le înțelege, adică credeam că nu e, nu, dar se pare că cu emanciparea asta și comunicarea asta și, again, pornografia asta care există pe internet, e atâta pornografie, așa zis, mascată, că nu mai e mascată de mult, lăsați-o în pace că nu mai e mascată de mult, ni se pare că e normal, dar nu sunt normale lucrurile astea. Doar pentru că le vedem pe toate pipițele astea pe internet, că se întind în toate felurile și se despoaie în toate felurile, nu este normal ca copiii noștri să vadă așa ceva. Da? Și nu e ok să te expui în fața unui copil. Eu știu că publicul cărora fetele astea li se adresează este mult mai mare, dar nu ai control de multe ori când sunt copii pe lângă tine. Da? Sunt situații în care apar copii pe lângă tine, cum este plaja. Du-te, mamă, pe o plajă privată, du-te pe o plajă de nudiști, du-te pe o plajă din astea unde sunt numai adulți și atunci poți să faci ce vrei. Du-te la o piscină privată unde nu intră copii și așa mai departe. Nu au problem, fă chestia asta. N-ai decât să acolo să te expui cum vrei tu, dar în fața copiilor, no way! Și iarăși, apropo de treaba asta cu costumele de baie, acum și mai mici și mai mari, am văzut că unii au o mare problemă în a se acoperi când pleacă de la plajă. Nu știu de ce e așa de greu de înțeles, că bă, nu e tocmai ok să pleci în costum de baie, chiar dacă ești la mare, nu e tocmai ok să pleci în costum de baie random, așa, hai că plec, lelea, știți? E o chestie de, nu știu, e ca și cum ai ieși în pijamale, știu că se poartă, dar e ca și cum ai ieși în pijamale să te duci la pâine în capul străzii la mine aici, știți? Cum aș mă duce eu? Cam aceeași chestie. Sau în chiloți. Da, e cam aceeași chestie. Adică când pleci de pe plajă, ia-ți un kimono, un halat, un ceva pe tine. Adică ia-ți ceva pe tine, nu sta neapărat în costum de baie. S-au inventat acele swimsuit cover-up. Da, acele, chiar și eșarfe. Eu, spre exemplu, am o eșarfă. Plec de pe plajă, îmi pun o eșarfă pe mine. Da? Sau sunt kimonouri, sau sunt tot felul de chestii. E tocmai decent să pleci de pe plajă în costum de baie, chiar dacă ești la mare. Ok, și toată lumea știu că asta face, da? E o chestie și de rafinament și de bun simț și de eleganță și de ce vreți voi să te acoperi puțin. E o chestie, iarăși, decentă să te acoperi puțin când pleci de pe plajă. Și iarăși un aspect pe care am văzut că foarte multă lume îl neglijează și nu înțeleg. Hai că în România înțeleg că în România nu prea ai resurse pe multe plaje, nu peste tot, dar și în România există resurse. Iarăși un aspect pe care nu îl înțeleg, de ce oamenii nu se spală pe picioare de nisip când pleacă de pe plajă? Why? E așa de greu să stai 30 de secunde să te clătești de nisipul ăla ca să nu-l târăși după tine peste tot până în camera de hotel. Îmi povestea cineva, când am plecat spre mare, îmi povestea cineva cum a venit copilul cu nonșalanță așa și a umplut efectiv toată camera de nisip. În primul rând că mi se pare foarte incomodă în situația asta, adică eu când simt un grăunte de nisip pe oriunde pe lângă mine și nu sunt pe plajă, mi se pare, mă zgâie, mă deranjează.
Dar aminte să vii să umpli camera de hotel sau cazarea sau să te duci într-un restaurant, este de prost gust, este iarăși lipsă de educație și de respect față de oamenii din jurul tău. Dacă ai posibilitatea, că, repet, sunt situații la noi, la mare, și am mai văzut și prin Bulgaria, mai sunt locuri unde nu ai dușurile sau locurile alea să te clătești. Ok! Atunci, în situația aia, încearcă să te scuturi foarte bine de nisipul ăla și funcționează foarte bine să-ți lași papucii, de exemplu, în camera ta de hotel, să-i lași la intrare, știți? Încălțările. Lasă-i la intrare și măcar să face nisip numai acolo, nu să face nisip în toată camera și te duci în baie și te clătești. Da, m-am zis, pe mine mă deranjează și un grăunte de nisip când îl simt, nu înțeleg cum oamenii ar putea să stea și în pat cu nisip. Nu. Dar... E chestia asta, adică pleci de pe plajă, pleci să mănânci, da? Pleci la un restaurant să mănânci. De ce să umpli restaurantul ăla de nisip? Adică, totuși, cred că au și oamenii alte priorități și nu e sănătos pentru tine, în primul rând, și nu e plăcut pentru tine. Da. Și următoarea chestie care mi se pare iarăși, nu știu, iar nu înțeleg, eu personal nu înțeleg și de-aia am pus-o în lista asta, este chestia de a merge la cină, în mod special, la restaurant, pentru că acolo ajung mulți la restaurant, a merge la cină în hainele în care ai fost la plajă, în costum de baie sau așa. Hai că pe timpul zilei mai zici că nu știu ce, dar seara, teoretic seara, cina în sine, la un restaurant, chiar dacă este pe plajă restaurantul și chiar dacă are un aspect din ăsta mai rustic, așa să zicem, sau marinăresc, sau cum o vrea voi să-i spuneți, se presupune că e totuși un moment mai formal al zilei, știți? Adică nu-i tocmai... elegant și ok să te duci în costum de baie sau în ce te-ai dus tu la plajă, știți? Adică poți să-ți iei minimul de 10 minute să te duci până în cameră, să te schimbi, faci un duș rapid și te-ai schimbat și arăți și tu decent la plajă. Nu înțeleg chestia asta multora de a merge de pe plajă direct la restaurant seara, în mod special, să mănânce. Nu știu, pentru mine este așa o chestie, nu dă cu virgulă, nu se fac conexiunile neuronale cum trebuie. Și de-aia mi se pare foarte ciudată ideea asta de a merge direct la restaurant. Adică poți să te preocupi de treaba asta, poți să-ți dai un pic de interes, măcar când ești în vacanță, să faci treaba asta, dacă tot te duci la un restaurant. Nu mai vorbim de alte lucruri care se întâmplă când ai intrat în restaurant și pur și simplu ideea în sine de a pleca direct de pe plajă. Adică ia-ți 10 minute, tu te schimbă-te, poți un duș și te duci și tu ca un om decent. Nici nu știu cum se poate să mergi seara să mănânci după ce ai stat o zi întreagă la plajă fără să faci un duș. Personal nu înțeleg și de-aia am pus-o aici și mi se pare o chestie așa de bun simț. Again, iarăși, multă lume nu realizează că cina în sine este un eveniment formal al zilei și chiar dacă ești în vacanță și tu ești relaxat, că mulți pe asta dau vina, păi de ce să-mi bat capul că sunt în vacanță? Nu, e o scuză că ești în vacanță, tocmai că ești în vacanță și ar trebui să fii relaxat și ar trebui să fie mai ușor să te preocupi de lucrurile astea, da? Nu zice nimeni să pui ținute de gală, să te îmbraci, ce mai ziceți de aia care se duc în locurile alea super fancy, care se duc seara și sunt la 4AC, da? Sunt în black tie. Și să duc în black tie la restaurant, de aia ce mai ziceți? Aia cum or putea săraci? Aia sunt bogați, aia au scuza banilor, am înțeles. Noi ăștia, la alții muritorii de rând, n-avem scuza banilor și atunci putem să facem orice. Nu e așa. Ține de pur și simplu de educație și de bunul simț pe care l-ai și de respectul pe care ți-l acorzi. Că este vorba, în primul rând, de respectul pe care îl ai față de tine. Cum te prezinți tu seara la cină într-un restaurant în hainele în care ai fost pe plajă? În costumul de baie și ce ai peste. E neplăcut. E aiure, știți? Și ultimul punct, care este foarte puternic, foarte pregnant, mai ales în România, dar nu numai, again, nu doar românii sunt cap de afiș aici, dar cu pregădere în România, este cel al gunoaielor. Nu mai lăsați gunoaie pe plajă. Atât de tare mă irită atitudinea asta a unora care ei de felul lor sunt nimeni acasă. Deci la ei acasă sunt nimeni, da?
Dar când se duc undeva și văd că au servire sau au vine cineva care să facă după ei, se comportă de parcă ar fi cei mai mari, nu știu, prinți din lumea asta, se comportă ca și cum toată viața lor au trăit numai cu servitori. Ei, știți ce? Oamenii care au toată viața servitori sunt foarte atenți la cum lasă lucrurile în urma lor. Da? Pe prințul Charles nu o să-l vedeți, mă rog, actualul rege Charles, nu o să-l vedeți niciodată că își lasă chiloții înșirați pe jos, gunoaiele înșirate după el și așa mai departe. Nu, nu o să-l vedeți făcând chestia asta, pentru că vine din educație. Educația nu-i permite să facă așa ceva. Dar românii noștri, în mod special, când ies din mediul lor și se duc undeva unde văd că strânge cineva după ei sau le spală cineva vasele, mamă, lasă în urma lor dezastru. Deci nu mai lăsați gunoaie și în special pe plajă. Nu mai lăsați gunoaie pe plajă. Nu este nimeni responsabil pentru gunoaiele voastre în afară de voi. Chiar dacă pare, chiar dacă sunt administratori ai plajei, chiar dacă sunt oameni care vin și curăță plaja, nu trebuie să lași lucrurile alea în cărca lor. E chiar atât de greu să-ți adun gunoaiele. Cum zicea un tip, doamne, zice că vorbeam cu un domn la un moment dat, tot așa ne-am dat în vorbă că ne enerva exact chestia asta. Și mă, cât o fi de greu să ai o punguță, că oricum se întâmplă nimerește să ai o punguță, să pui toate gunoiile în punguța aia și când ai ieșit de pe plajă, e inevitabil să te întâlnești cu un coș de gunoi. Să lași punguța aia în coșul ăla de gunoi, cât e de greu. Sau mucurile de țigară, apropo de ăștia care fumați, deci mor cu mucurile de țigară prin nisip. Ia-le, frate, și strânge-le într-o doză, în ceva, pune-le în ceva și le arunci când pleci de pe plajă. Cât e de greu. De ce trebuie să avem atitudinea asta cu lasă că strânge altul, lasă că de-aia îl plătesc, de-aia dau atâția bani ca să strângă altul după mine. Nu. Nu. Asta iarăși ține de respectul personal. Și v-am mai zis eu, apropo de asta cu curățenia, asta e o chestie generală pe care v-am mai zis-o. Da, sunt instituții care sunt obligate să facă curățenie și să întrețină și parcuri și străzi și așa mai departe, dar intră și în atribuțiile noastre de cetățeni. Și noi suntem obligați să întreținem lucrurile alea. Să nu credeți că la Coloseum nu erau gunoaie pentru că stătea tot cineva în permanență să adune gunoaiele. Nu, e aproape imposibil să adun gunoaiele pe la Coloseum, în caz că n-ați fost. Decât seara foarte târziu sau foarte devreme înainte de a se deschide. Dar oamenii sunt atât de civilizați încât știu că nu trebuie să arunci gunoiul acolo. Da? Așa și în alte părți. Lucrurile astea, curățenia, dacă o întreții, mai ales în spații publice și dacă îți dai un minim de interes și o întreții, o să țină mai mult, da? Și o să se vadă că este. În țările civilizate, motivul pentru care e curat nu e că vine cineva și face din 5 în 5 minute curățenie, ci pentru că oamenii întrețin curățenia aia. Că de-aia îi face să fie țări civilizate, da? Asta de-aia acolo vine ideea de civilizație, de la faptul că ei întrețin ce se face pentru ei. Și nu vorbim aici numai de curățenie, ci tot ce se face pentru oameni se întreține. Dar noi nu avem chestia asta și din contră, cum vedem că face cineva ceva, trebuie să distrugem. Hai să stricăm, să nu distrugem. Păi dar ce? Păi de-aia îl plătesc pe ăla ca să vină să rânească după mine. Da, cum ziceam, astăzi câteva chestii care mi-au trecut prin cap legat de etichete la mare care, sincer o să fiu, habar n-am dacă sunt trecute sau nu în codul bunelor maniere, dar în orice caz mi se par niște reguli de bun simț pe care trebuie să le respectăm ca să avem respect față de noi, ca să arătăm că avem respect față de noi, în primul rând, da? Pentru că nu pot să-mi spui că te respecti ca om, dar arunci gunoaiele pe stradă sau că te respecti ca om, dar faci niște lucruri din astea care sunt absolut ridicol de urâte. Spuneți-mi și voi, dacă mi-a mai scăpat ceva, spuneți-mi și voi ce ați mai văzut sau ce credeți că ar mai intra pe lista asta. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și ne vedem în următorul. Ciao.